Salut și bine v-am găsit cu al 5-lea, cred, episod din seria de cum să facem joc racing pe Android. În această parte o să îmbunătățesc puțin jocul pentru că știu că în ultimul episod am lăsat sistemul ăsta de finish destul de nașpa, adică mașina se oprește instant și aș putut să fac gen mașina să se oprească treptat, însă nu prea este posibil cu Deathmatch Agent și n-am găsit niciun alt sistem de AI pe net care să îmi ofere posibilitatea de a face un sistem de AI pentru mașină. Așa că, pur și simplu, când o să ajungă la finish, o să-i dau puțin fade-out mașinii, adică o să-i dau fade-out de tot și o să dispară mașina. Și, de asemenea, o să fac și un sistem de a porni cursa, pentru că momentan noi portim cursa de pe o tastă pe care am uitat-o, sincer, de când n-am mai filmat, pentru că am fost ocupat, deci, da, lucrez la un joc, nu știu sigur când o să-l lansez, deci nu mă întrebați, dar lucrez la un joc și am mai fost ocupat și cu încheierea situației școlare, dar, din câte știu, s-a încheiat, deci aș putea să zic că m-am eliberat de o chestie. Voi lansa un trailer pentru joc când voi simți eu că sunt gata să lansez, adică că știu eu că nu mai e punct de întoarcere, să zic. Dar haideți să trecem la tutorial în continuare. Bun, intrăm în Race Manager. Îl voi pune pe monitorul principal și o să închid taburile de care n-am nevoie, anume Camera Controller și Car Controller. O să mă folosesc de Car Race AI și o să fac aici un public material de tip Array și o să fie Car Mats sau materialele mașinii. Și voi face în felul următor. If finished, o să fac un for loop Car Mats cu... nu. Punct length. Iar apoi voi face un float. Float R, float G și float B. Adică RGB. Și practic o să fac R egal cu car mats cu indexul I. Punct color. Punct red. Și așa voi proceda cu toate celelalte. Bun. După ce am setat toate valorile cu valorile materialelor, să mai încerc o dată norocul, pentru că din câte am înțeles eu, while-ul mergea doar în IEnumerator, deci o să fac IEnumerator fader și o să-i dau float R, float B, G, float B și practic o să fac un while, o să fac și un float A, pentru că să avem nevoie și de alfa, A egal cu car mats cu indexul I, punct color, punct A. Și o să-i dau și un material mat. O să fac while float A. While A este mai mare decât 0.01. Bun, haideți între timp să dau și start corotin. Pentru că am o presimțire nașpa că nu o să meargă și nici n-am planificat episodul. RGB A și car mat cu indexul I. Să fac mat.color al cu new vector 4 și acest vector 4 spun RGBA, o să fie minus egal cu 0.01 ceva. Nope. Atunci o să fac într-un void update de curiositate. If get down key code punct hash, să zic, și o să-i dau acest for loop și sunt curios dacă îmi dă crash, dar nici nu mă lasă să... ok, bârbă. Ok, merită încercat. Deși nu cred eu că rezolvă mare lucru, dar dacă zice el, mai bine decât nimic. Ok, eroarea ar părea să dispară. Dar acum, control save. Vedem dacă dă crash, pentru că am mai pățit-o să-mi dea crash. Bun, și aici mergem acum în car model, model materials și să tragem toate materialele. Să vedem ce și cum. Și dacă dăm play acum și apăsăm pe H, niște materiale au devenit transparente. Dar acum au devenit transparente de tot, observ. Ok, mișto bug, Unity, mișto bug, n-am ce zice. Ok, mai simplu cred că ar fi să facem float, float A, ia cu 1, A este minus egal cu 0.01, să zicem, o valoare micuță, 0.01, F, mă rog, minus egal. Și ar mai merge și un math.clamp 0.1 și o să-i dăm A. 0.1 practic face clamp de la 0 la 1. După cum zice și numele. Și practic valoarea asta o putem șterge. Asta la fel. Și asta nu știu de ce e egal cu 1, dar în fine. Și aici o să mai adaug o condiție. Sper că merge. A să e mai mare decât 0.01F, mă rog, decât 0. Și eu cred că mai simplu ar fi să fac agent.enabled egal false aici.
pentru a testa. Și să sincer să fiu, nu-și mai are rostul aici. Rămac armați cu indexul ei. Pun color egal cu nou vector 3 în 4, mă scuzați. R, G, B, A. Și practic acum dacă scriptul ăsta este corect, mă rog, nu știu dacă mai pot să mai adaug o condiție, dar dacă i-ul este, nu cred că pot. Mă rog, dacă facem un if, i, dacă i este mai mic decât carmats.length, deci i egal cu 0. Mă rog, and este mai mare decât 0. Și acum sperăm să nu dea niciun crash. Sperăm doar. Mă rog, mai bine n-aș da chiar acum, adică aș da un control save. Și acum hai să vedem. H. Finished. Ah, cred că a dat crash unit-ul. Cel mai probabil a dat crash unit-ul. What? Ok. Cred că mi s-a buguit mie calculatorul cu totul. Da, Unity-ul sigur a dat crash. Adio, Unity. Sau răscă la episoadele neplanificate. Ok, cred că sunt de acord că e cel mai simplu și de data asta. Și ăsta cred că a fost un episod mai mult așa, dar nu pot să zic educativ cât la vrăjeală, pentru că n-am reușit să fac absolut nimic, pentru că nici n-am avut timp să-l planific și o să fac temporar this.gameobject.set și setActive mă destroy direct. This.gameobject. De fapt, nu. This.gameobject.setActive false, pentru că dacă l-aș fi distrus, am fi avut probleme cu race managerul. Bun, și acum dacă îi dau capa pe ce tasta activam. Nu știu pe ce tasta activam cursa. Pe G. Bun, și lăsăm pe Gogu să câștige. Care vă că e... Lăsăm să se plimbe pe stradă pe aici. Să vedem dacă dispare. Da, dispare. Și practic, sper că s-a terminat cursa. Da, race ended, race 1. Nu, race 1 nu e corect. End. Not already race ended. De-abia acum ar trebui. Și ar trebui să avem și o mică problemă, deci ar trebui să mutăm race ended aici jos. Pentru că dacă îl setam prima dată și căutam, practic, nu era combinație. Bun. Hai să vedem, să lăsăm să câștigem. Să vedem dacă mai putem câștiga cursa. Da, se mișcă destul de greu. Bun, race ended și dacă mă duc eu acum. Nope, nu mai pot să mai câștig. Bun. Haideți să facem și un UI. Așa că voi face un nou UI canvas. Ne-am focusat pe el. Rezoluția va fi 2160x1080. De ce am mai făcut alt canvas, o să-l numesc Race UI, pentru că nu vreau să stăm să ne complicăm cu asta, pentru că vreau să fac pur și simplu Disabled Enabled, practic. Și o să facem un nou UI text, să-l mutăm mai pe mijloc și, bineînțeles, să-l voi alinia și pe mijloc. Și o să scriu 0 din 0, să-l măresc puțin și o să-l fac alb și boldat. Și acum Race Manager, o să facem using Unity Engine.UI public game object canvas și public text și într-un void update if race started canvas.setActive egal cu true și bineînțeles ar trebui să fac o condiție if not race ended, deci o să-l mut aici. Dacă s-a terminat race ended, să fac end not race 1, să fac canvas.setActive false. Am greșit ceva aici sus. Mă rog, în niciun caz n-ar trebui să fac așa. Și mai degrabă ar trebui să fac un start coroutine. Și acum să fac text egal cu you lost. Și aici ar trebui să fac race 1. Mă rog, n-am făcut corect. Trebuie la true aici. Deci dacă a început cursa și nu s-a terminat cursa, true. Dacă s-a terminat cursa și nu a câștigat cursa, you lost. Și else if race ended and race 1. Ce o să fac text.text egal cu U1. Și să fac și o chestie de genul bool already 1. Mă rog, already 1. De fapt, lăsăm așa. Ați prins ideea, adică să nu se repete de multe ori. Și aici o să fac end not already 1. Already 1 egal cu true. Și la fel și aici, already 1 egal cu true. And not already 1. Și facem un enumerator aici jos. Disable delay. Și practic o să facem start coroutine disable delay și la fel și mai jos și practic o să fac yield return new wait for seconds, să așteptăm 3 secunde și după o să fac canvas.setActive false text.text egal cu nimic, pentru că la următoarea cursă o să vrem să fie fresh și cam atâta. Bine, nu chiar atâta, pentru că mai trebuie să mai facem câteva chestiuțe. Cum ar fi dacă am câștigat, să-i dăm niște bănuți. Și acum o să facem un
public int coins if 1, o să-i dăm 4000 de bănuți. Seama dacă câștigat o să facem player prefs.set int, nu, dar trebuie să facem if player prefs.get ASCII și scotăm dacă are coins. Mă rog, ar trebui să căutăm dacă n-are. Dacă n-are, ar trebui să facem playerprefs.set int coins cu coins if 1. Bun. Else if. Facem else if playerprefs.hasKey coins. Este adevărat, atunci o să facem int temp c, adică temp coins, temp c egal cu playerprefs.get int coins. După aia temp c plus egal cu coins if 1 playerprefs.set int setăm intul coins la temp c. Adică practic ce facem aici, verificăm dacă are cheie, mă rog, dacă nu are cheie, atunci îi creăm o cheie și îi adăugăm bănuții ăștia. Dacă are deja cheie, o să îi luăm câți bănuți are, o să îi stocăm într-o valoare temporară pe care, da, o să stocăm aici, după aia adunăm această valoare temporară cu bănuții pe care am câștigat și o setăm pe cea nouă. Practic, ceea ce facem, și mai să facem într-un void update, un debug.log playerprefs.getInt coins. Bun, să zică câți bănuți are. Și practic ar mai trebui să mai fac o chestie aici. If race started, atunci ar trebui să fac text.text egal cu protagonist place punct toString plus slash plus racers.length. Bă, și practic ar trebui să mai facem o chestiță. Int racers1 care va fi egal cu 0. Și aici, când câștigă cineva cursa, aici, când câștigă cineva cursa, finished true și practic racers 1 plus plus. Pentru că dacă câștigă cineva, o să-l scoată din racers ahead și practic o să-i dea protagonist place că e pe locul 1 și practic nu e pe locul 1. Deci o să fie protagonist place plus, nu știu dacă merge să ne înghesuim aici, dar o să încercăm. Cum l-am numit? Racers 1. Punct racers 1. Ok, aparent merge. Mă rog, până nu testăm să vedem dacă ne dă crash, nu putem ști dacă merge sau nu. Haideți să vedem dacă funcționează corespunzător. Stați să dăm și un save. Să vedem dacă funcționează corespunzător. Da, nu cred că e pe locul 20, în niciun caz. Bun, am câștigat cursa teoretic, da? Și mai să ștergem debug logurile alea din position updater, pentru că, sincer, nu mai avem nevoie de ele și vreau să văd câți bănuți are playerul. Să fac câteva curse și sper ca următoarea dată să aibă 4000 de bănuți. Ok, are 4000 de bănuți și am pornit cursa, dar până accelerăm noi îl întrecem și pe omul ăsta care se plimbă pe stradă. Ok, e pe locul 1 din două persoane. Ok, avem 8000 de bănuți. Dar să rezolvăm cu chestiuța asta. Punct racers 1, care e egal cu 0. Ah, noi adunăm, da, m-am prins. Trebuie să facem ecuație matematică. Pentru că noi practic adunam stringurile, cred că asta se întâmpla. Cum ar trebui să fie ok? 1 din 2, 2 din 2 și o să ajungem în 11 pe locul 1. Da, să vedem dacă scrie U1. Da, scrie pentru secundă și după dispare. Pentru că noi am făcut, chestiuța aia cu locul destul de băbește, să zic așa. Am scris un script atât de mișto încât nici nu știu pe unde am scris-o aici era. Așa că ar trebui să facem if not already won. Mă rog, if not race ended. Mă rog, da, race ended. Atunci ar trebui să facem asta. Hai să dăm din nou play, să vedem dacă dispare într-adevăr. Și ar trebui să adaug și o condiție în caz că a terminat ăla cursa, să nu mai poate să mai ducă și jucătorul peste checkpoint-ul ăla. Deja avem 12.000 de bănuți, hai că în episodul în care facem upgrade-urile deja să fie serioasă treaba. You won. Și practic a dispărut. Mă rog, o să vină și el din spate și o să termine cursa. Bun, acum nu mai știu dacă checkpoint-urile le face independent. Bun, deci practic aș putea să fac protagonistul fresh pentru altă cursă. Bun, race 1 și aici o să facem protagonist.waypoints, nu? Cum a făcut? Get component car controller. Să luăm chestiuța asta și practic o să facem waypoints.removeAll. What? Avea vreo altă chestie? Sau deja folosește vreo... Nu, nu folosește. Bun, removeAll. Sperăm că putem să-i dăm lista asta. Waypoint. Punct clear. Am înțeles. Și practic acum după ce câștigă jucătorul cursa, mă rog, hai să lăsăm să și piardă, să vedem dacă, de fapt, chiar dacă pierde, tot la fel ar trebui să întâmple. Dacă a terminat, atunci o să-i ștergem astea. Bă, și practic la fel ar trebui să întâmple, hai să încercăm. Și după aia mai rămâne de făcut un sistem de trigger gen pe ecran, să apară un buton pe ecran. Bun, haideți să lăsăm să câștige. Bun, eu lost. Practic, dacă eu mă duc aici,
Da, practic nu mai poți mai câștigi cursa race-ended și practic o să trăiască dacă race-ended și să dezactivezi race-started. De fapt, nu. În fine, haideți să facem în canvasul nostru, mă rog, să multiplicăm un buton. Să multiplicăm pe cel de reverse și să-l pun aici undeva și o să scrie start race sau mă rog, start. Bun, și o să denumez butonul ăsta. Start. Bon, și în Race Manager ar trebui să mai facem o componentă. Știu că am făcut multe componente aici, dar mai trebuie să mai facem una. Public Game Object, care o să se numească Race Point, adică practic punctul în care trebuie să fii să poți porni cursa. Și bineînțeles o să fie urmat de un public float trigger distance, care o să fie egal cu 10-10. Și într-un void update, mă rog, nu știu dacă putem să facem o chestiuță la buton. Mă rog, mai trebuie să mai facem un game object, public game object start button. Și aici o să facem un simplu if start vector 3, mă rog, math punct absolut, valoare absolută, vector 3 punct distance, distanța de la protagonist punct transform punct position, nu transform position, la race point punct transform punct position. Dacă distanța este mai mică decât trigger distance-ul, atunci start button ar trebui să fie punct set active, ar trebui să fie egal cu true, dacă nu else if, copiem aceeași frază, dacă este mai mic trigger distance-ul decât distanța, atunci o să dezactivăm butonul, o să facem start button punct set active, o să fie egal cu false. Bun, acum că am clarificat cu butonul, trebuie să ne gândim la o chestiuță. O să facem un button clicked. Nu știu dacă există o funcție de la Unity să poți verifica dacă butonul a fost apăsat dintr-un alt script fără să fie assignuit aici, la input, mă rog, la on click, pe care o să-l șterg după ce se compilează. Mă rog, hai să intrăm direct în Visual Studio și o să-l ștergem după, ca să nu mai pierdem timp. O să fac aici public void click boot și o să fac, mă rog, o să fac un public bool click false și clicked egal cu true. Mă rog, hai să ștergem chestiile care nu sunt necesare. Să dăm un save și o să intrăm în Race Manager. Și să mai facem un bool temporar. Bool in range egal cu false. Și dacă este in range, mă rog, îl setăm pe true și pe false. Și acum, if in range, atunci o să facem start button punct get component button clicked punct clicked. Mă rog, asta trebuie să fie într-un if. If și bineînțeles bool already pressed, care o să fie egal cu false, and not already already pressed, already pressed egal cu true. Și practic aici aș putea să fac ceea ce făceam în void-ul ăsta cu restart egal, restarted egal cu true. Bun, restarted egal cu true. Și aș putea să las funcția, o să o las temporar. Mai că acum o să trească să pun button clicked aici. Să facem button clicked, click button. Bun, hai să ne focusăm pe mașina noastră și să punem un punct. Mă rog, hai să punem din nou un cub rotit la 45 de grade, aici în spate. Să facem race trigger, material pentru triggerul de cursă, care îl voi pune pe cub și o să-l pun fade. Iar culoarea va fi un portocaliu. Bineînțeles, am uitat să-i dau fade, să fie așa puțin faded. Și bineînțeles, voi dezactiva collider-ul. Și o să merg în Race Manager și o să-l denumesc pe ăsta Race Trigger. Mergem în Race Manager, punem Start Point și Start Button. Bun, ar trebui să facem aici Start Button. Punct Get Component Button Clicked. Punct Clicked egal cu False. Pentru că dacă noi am terminat cursa, noi uităm să mai dezactivăm chestia asta și practic următoarea dată când o să intrăm într-un trigger și o să căutăm dacă a fost apăsat butonul, o să vedem că a fost apăsat și în latră câinele pe fundal, o să vedem că a fost apăsat și practic o să înceapă cursa imediat și nu vrem asta. Motivul pentru care nu pot filma ziua este că este poluare fonică și aparent și la 2 dimineața e poluare fonică. Și acum dacă mergem înapoi și intrăm în raza butonului, putem. Și dacă dăm start, a pornit cursa. Am uitat să vă zic, checkpoint-urile puneți-le cât de des puteți voi. Dacă s-ar putea din centimetru în centimetru, puneți-le din centimetru în centimetru. Mă refer, checkpoint-urile... Dai, n-am luat ăsta? Trebuie să măresc puțin finish range-ul ăsta. Bun, checkpoint-urile, puneți-le, dacă intrăm noi acum în waypoints, să le, să zic... Le activăm renderer-ul la toate. Gen, puneți-le cât de des puteți voi, pentru că
mașina asta o să se ghideze după ele. Dacă le puteți pune mai des într-o curbă, puneți mai des într-o curbă pentru a lua curba mai smooth. Bun, acum lăsați-le așa, doar am vrut să vă zic asta. Acesta a fost și videoul de astăzi, a fost din păcate mai scurt ca și informații, mai lung ca și prostie. Pentru că puteam de la bun început să-mi planific videoul, dar după cum v-am zis, timpul este limitat. Pentru că încerc să lucrez și la un joc pe care sper eu să-l lansez până în toamnă, însă nu promit nimica, sper doar. Dar da, până la data viitoare, vă salut pe toți, pa, pa!